Tot mai mulți elevi cu rezultate bune aleg să urmeze studii la universități de top din Europa. Aplicațiile se fac de obicei la începutul ultimului an de liceu. Pentru a fi sigur că vor studia peste granițe, liceenii aplică la mai multe centre universitare. În ediția de astăzi vă prezentăm doi elevi ai Colegiului Național Elena Cuza din Craiova, care au ajuns să fie acceptați la 4 și respectiv 5 unități de top din Europa. Pentru început vă propunem să-l cunoașteți pe Gabriel Octavian Popa, elevul care a fost acceptat la 3 universități din Scoția și o universitate din Marea Britanie. Gabriel, ești elev în clasa 12-a, un an important pentru că vei trece de la faza de elev la cea de student și am înțeles că ai aplicat pentru universități din străinătate. Să-mi spui unde ai aplicat și ce răspunsuri ai până în acest moment. Da, am aplicat la 5 universități din Scoția și din Marea Britanie, 3 în Scoția, 2 în Marea Britanie, și am primit răspunsuri de la 4 din ele, m-au acceptat și încă aștept răspunsuri de la ultima. Ce specializări sau pentru ce facultate ai aplicat? Majoritatea sunt pentru științe biomedicale, biologie umană, pe filiera asta. Au legătură cu profilul la care studiezi în prezent? Da, pentru că sunt la științele naturii la liceu, mereu mi-a plăcut biologia, chimia, științele în general și asta vreau să fac și pentru facultate. Câte locuri au fost alocate la respectivele universități și dacă ai idee câți contracandidați ai avut? Știu că în general sunt undeva la 200 de locuri, dar numărul de români e destul de mic de obicei, mai ales la universitățile la care am aplicat eu. Cred că suntem în jur de 5 sau 6 români în total. Și eu sunt unul din ei. 4 universități, încercăm să parcurgem pe fiecare în parte în ceea ce privește demersul făcut de tine și pașii, probele pe care a trebuit să le treci pentru a fi, pentru a primi un aviz favorabil. În primul rând, universitățile mi-au cerut bacalaureatul la științele exacte, la biologie, la matematică, unele și la chimie. Dar nu numai asta, pentru că pe tot parcursul liceului am fost la diverse proiecte și voluntariate, fie în spital, fie chiar cu politică, care nu au nicio legătură, dar nu contează. Lucrurile astea m-au ajutat pentru că au intrat în CV-ul meu, pe care l-am trimis la facultăți și așa am fost acceptat în fața altor oameni, să spunem, pentru că aveam avantajul acestor proiecte. Ai aplicat online? Da, am aplicat cu ajutorul unei agenții private, se numește Integral Edu, și de acolo mi-a fost repartizat un consultant care m-a ajutat cu toată birocrația. Eu nu am făcut doar să scriu scrisori și asta a fost tot. Nevoiești de recomandări de la profesori? Da, chiar am primit o recomandare de la profesoara mea de engleză, pentru că am un atestat de engleză și... Desigur, fiecare universitate cere o recomandare de la un profesor, nu neapărat de științe, dar să știe că școala este de acord cu ce voi face eu la facultate și că mă susține. Care au fost universitățile care te-au acceptat? Pentru că am vorbit numeric și nu cum se numesc. Da. În Scoția am primit accept de la Universitatea din Aberdeen, de la Aberystwyth și Glasgow. Și în Marea Britanie am primit de la Royal Holloway și încă aștept de la Anglia Ruskin. Sunt până acum destule răspunsuri, spre care te vei îndrepta însă în cele din urmă? Primele mele două opțiuni au fost întotdeauna Aberdeen și Glasgow. Sigur va fi una din ele, cel puțin asta sper. Dar și celelalte sunt la fel de bune și dacă e să fie, pot să mă duc oriunde. Până la urmă sunt opțiunile mele și sunt fericit oriunde m-aș duce. Care sunt argumentele care înclină pentru cele două universități preferate? Glasgow e o universitate de top.
este una din primele 5, cred, din Scoția, pe profilul meu, pe Biomedical Sciences, la fel și Aberdeen, poate nu top 5, dar top 10. Și am câțiva prieteni la Universitate din Aberdeen care mi-au spus că sistemul de învățământ e complet diferit, este ceva nou, e o oportunitate pentru mine ca un student, viitor student, și chiar aș vrea să văd cum e viața acolo. Ce înseamnă ceva nou? Ce aduce în plus, de fapt? În primul rând, multă practică. Pe științe biomedicale, ca și la medicină de altfel, se lucrează foarte mult cu substanțe, cu organe disecate. No. E mereu multă practică și foarte puțină teorie, surprinzător, dar chiar așa e. Ce vei face tu cu această specializare? Am foarte multe opțiuni după ce termin facultatea, pentru că sunt într-un program sandwich, cum îl numim noi, în care am un an de muncă la o firmă de acolo, asigurat, cu salariu complet. Firmele pot să fie de aprovizionări, de medicale, de pot chiar și să intru la medicină, nu neapărat la facultatea de medicină, pot face un master care să mă specializeze pe medicină de acolo, mai ales în limba engleză, pentru că este ceva nou. Pot ajunge biolog, farmacist, absolut tot ce ține de chimie și biologie. Îți oferă mai multe oportunități străinătatea, universitățile din străinătate, și vrei să rămâi acolo sau te gândești să revii în țară? Din câte știu eu, nu sunt atât de multe posturi valabile pe ce aș vrea să fac eu la noi în România. Deci ideal ar fi să rămân acolo, dar acum asta este subiectiv, pentru că implică niște costuri, implică despărțirea, între ghilimele, de familie. Nu știu cum e viața acolo, în fond. Deci, deocamdată mă rezum doar la facultate. Sper să rămân acolo, dar pot să mă și întorc și nu am nicio problemă cu asta. Ce durată vor avea studiile? 4 ani la fiecare universitate și la toate am și un an inclus în care voi fi angajat după facultate, adică 5 ani în total. Trebuie să faci vreun împrumut pentru a-ți plăti taxele acolo, să te angajezi undeva ca să poți să te întreții? Da, mai ales în Marea Britanie, facultățile sunt destul de scumpe și se poate face un împrumut la stat în care ei îmi vor asigura banii de facultate pe care eu îi voi da înapoi după ce termin facultatea, când mă voi angaja. Dar în Scoția, facultatea este mult mai ieftină, comparativ este considerabil mai ieftină. De-aia am optat pentru Scoția. Și pot să-mi asigur costurile singur, dar pot face și un împrumut și la statul scoțian. Ce înseamnă mai ieftin? Ai aflat costurile din Scoția comparativ cu Marea Britanie și dacă poți să le dezvălui pentru ceilalți colegi ai tăi care ar putea să-ți urmeze același traseu? Da. În Marea Britanie costurile sunt de 9.000 de lire pe an la toate universitățile, aproape toate sau chiar toate, pe când în Scoția sunt doar 1.800 de lire pe an. Și din nou, la ambele se poate face împrumut, așa că numărul de 1.800 poate scădea undeva la 900 cu ajutorul statului. Deci. Revenind la procesul de admitere, în afară de mapa pe care ai pus-o cu activitățile de voluntariat, pe partea educațională, pe partea rezultatelor, ce anume a contat sau ce anume ai adăugat tu? Eu studiez și am studiat de când a început clasa 12-a pentru medicină. Medicina de aici. Cu toate că nu cred că voi rămâne la medicină aici pentru că optez în străinătate, am cu siguranță o bază în ceea ce privește medicina, în principal anatomia, pentru că asta contează și acolo și aici la medicină. Și din nou asta mă oferă un plus față de ceilalți. Ce te-a îndrumat să aplici pentru universități de peste graniță? Sincer, nimeni. Părinții mei nu au fost de acord inițial. Eu mereu am vrut să plec, mereu am vrut nu neapărat să mă mut în altă țară, dar să stau o săptămână, două, o lună, un an în altă țară de mic. Și
mi-am urmărit visul ăsta până acum, până când i-am convins și pe părinții mei. Acum nu am nicio problemă cu mine, își dau seama că am o oportunitate foarte mare când voi ajunge acolo. Deci eu, am fost doar eu. Primi răspunsul. Și cum l-au primit ei? Sincer, ei l-au primit mult mai bine decât mine. Adică eu mă așteptam într-un fel să primesc un răspuns de la cel puțin o universitate. Ei, nu știu, cu siguranță s-au bucurat mult mai mult. Răspunsul l-am primit, să zicem, acum 2-3 săptămâni, cam la toate 4. Da, a fost o euforie pentru ei. Pentru mine, mai puțin, dar vă dați seama că și eu sunt la fel de fericit. Că pe tine te acoplești emoția mai mult decât... Da, se poate spune și așa, da? Trebuie să mai obții un rezultat la bacalaureat pentru a fi complet dosarul? Da, rezultatele diferă, cerințele diferă pentru fiecare facultate. Notele mele trebuie să fie de la 8, îmi cer cea mai mică medie, 8 în bacalaureat, până la 9,50. Și cu diferite cerințe în anumite materii, spre exemplu, trebuie să iau nota 9 la biologie sau 8,50 la matematică și așa mai departe. Fiecare facultate diferă și fiecare îmi cere altceva. Ai emoții pentru vreo probă anume de la acest examen național de bacalaureat? Ca orice om, da, dar sunt sigur că o să fie bine, pentru că până la urmă anul ăsta nu am făcut altceva decât să învăț pentru facultate și pentru bacalaureat, așa că ar fi chiar ceva ieșit din comun să nu se întâmple bine. Exemplul lui Gabriel a fost urmat și de colega sa de clasă, Gabriela Toma, care își dorește să studieze criminologie și științe medico-legale la universități de top din Europa. Va avea însă de ales spre ce universitate se va îndrepta, pentru că a primit răspuns pozitiv de la toate cele 5 centre la care a aplicat. Gabriela, ai primit confirmare de la 5 universități din Marea Britanie că vei putea deveni studentă din toamna acestui an. Să ne spui despre ce universități este vorba și ce specializare ți-ai ales. Da, am primit acceptul de la 5 facultăți din Marea Britanie, mai exact din Londra, University of Greenwich, University of East London, University of West London, City College of London și Royal Holloway of London, care este facultatea spre care optez. Și care este facultatea? Royal Holloway. University of London. Și am aplicat pe profil de criminalistică și psihologie la 3 dintre facultăți, iar la celelalte 2 la criminalistică și științe medico-legale. Deci de aici, de la un profil de științe ale naturii, de ce spre criminalistică și de ce spre psihologie? Până anul trecut m-am pregătit pentru medicină să dau aici, dar voiam pe medicină legală și, într-un fel, voiam să-mi îndeplinesc și visul de a pleca în străinătate și când am aflat prin intermediul firmei Integrale Edu că pot să studiez pe acest domeniu în străinătate, am renunțat la pregătirile pentru medicină și am ales să aplic acolo. Nu știam sigur dacă o să mă accepte sau nu, dar am zis că merită să încerc. Ce visul pentru străinătate? Încă de când eram mică mi-aș fi dorit să plec să studiez în afară. Știu că sunt mult mai multe oportunități, că am mult mai multe șanse pe viitor și chiar mi-am dorit întotdeauna să plec, doar că nu știam dacă este posibil sau nu. Ce a contat pentru tine ca să fii admisă? Au contat mediile de parcursul liceului din clasele 9-11, trebuiau să fie undeva peste 9. Un examen de engleză, am dat examenul Cambridge și examenul la IELTS. Fiecare facultate a cerut în parte o anumită medie, așa. Examenul de bacalaureat, fiecare facultate mi-a cerut o anumită notă, de la 8 până la 9, la City mi-au cerut peste 9 la bacalaureat și la unele facultăți mi-au cerut în special examenul de la bacalaureat de matematică, peste 8. Un trend la voi în clasă, văd că și colegul tău a optat, mai sunt alți colegi care și-au dorit sau încearcă să aplice pentru o universitate de peste granițe? Da, din câte știu mai sunt încă 3 colegi care vor să aplice, dar nu știu dacă o să plece sau nu, pentru că deja termenul de înscriere s-a terminat, a fost pe 15 ianuarie și mai încearcă acum.
Știu că foarte mulți tineri din ziua de astăzi au probleme cu orientarea profesională. Ați primit consultanță de undeva? V-ați inspirat? Au fost oameni care v-au îndrumat pașii pentru a opta în acest sens? Nu, personal nu m-a influențat nimeni, cum am spus, de când eram mică voiam să plec și am ales acest domeniu, însă firma prin care am aplicat noi oferă și teste de orientare personală. Am trecut cu clasa la în săptămână altfel, am fost la un test de orientare personală, însă nu m-a influențat prea mult. Ți-a dat altceva decât optasei? Nu, am pus mai multe opțiuni și una din ele a fost pe acest domeniu, pe psihologie, dar nu am ținut foarte mult pentru că de atunci mă hotărâsem la acest domeniu. Ai trecut anumite teste pentru a primi avizul favorabil? Testele de limbă engleză și atât. Nu, dar alte teste. A fost greu, a fost ușor? Testele de limbă? Examenul Cambridge l-am dat în clasa 10, nu știam că o să plec în străinătate, l-am dat pur și simplu pentru mine, apoi am dat și examenul Delft pentru franceză, pentru că nu știam unde o să plec și ce o să fac. Și după aceea, cum am hotărât să plec, m-am gândit că este mai bun examenul IELTS, este o structură academică și facultățile îl preferă mai mult. Și acela, da, a fost un pic mai greu, dar l-am luat, am obținut nota care îmi trebuia. Ai spus că inițial te pregăteai pentru medicină în țară. De ce ai ales să schimbi oarecum profilul? De ce n-ai mai vrut să mai fii un medic în România? Nu am mai vrut să rămân în România și nici pe medicină, pentru că mi se pare că sunt foarte mulți ani în facultate plus rezidențiat și nu știam dacă după acei 6 ani de facultate o să mai vreau să mai plec la rezidențiat în altă țară. Poate mi-era greu, mă stabileam aici și mi-ar fi fost mai greu și am zis că mai bine plec de la început. Chiar dacă asta înseamnă să mă despar de familie și de prieteni, cred că și acolo o să am șansa să cunosc multe alte persoane și să încerc și ceva nou, nu pe medicină. Astea că ai fost acceptată a venit de mult timp sau este o veste de acum, de puțin timp? Nu este recent. Am aplicat în octombrie la facultate și la una din cele 5 am primit răspunsul chiar în ziua în care am trimis dosarul și a fost o surpriză pentru că eu nu eram mai desigură că mă acceptă, și consultantul meu spunea că să nu fac griji, că o să mă accepte, dar nu mă așteptam chiar în ziua respectivă. Deci chiar în octombrie am primit la una în ele și la celelalte două, în decursul a 2 săptămâni după ce am depus dosarul, le-am primit pe toate. 5 facultăți înseamnă foarte mult. Ești decisă? Da, din cele 5 opțiuni a trebuit să-mi selectez doar 2, prima opțiune și a doua, și mi-am selectat prima Royal Holloway, University of London, și la a doua University of Greenwich. Mi le-am pus deja ca fiind primele 2 opțiuni, adică le-am refuzat pe celelalte 3. Ce un plus față de celelalte 3? Royal Holloway este o universitate care m-a interesat de mult și se întinde pe 54 de hectare, are 18 colegii, este ca un mic orășel, una din clădiri arată ca un castel și a fost acolo, a fost folosită pentru filmarea anumitor filme. Și viața de campus, din ce am înțeles, este foarte frumoasă, este și specializat pe domeniul de psihologie pe care o să merg la Royal Holloway. Și asta m-a atras foarte mult. Ai legături acolo cu colegi care au plecat de mai mult timp? Am, dar nu la această universitate. Mai cunosc persoane care au plecat la alte facultăți și sunt foarte încântate. Am zis că e cu totul altceva față de România și e mult mai frumos. Elevii Colegiului Național Elena Cuza, care își doresc să studieze peste granițe, sunt încurajați și în cadrul unității școlare. Colegiul este centru de testare a competențelor lingvistice. Directorul colegiului, profesorul Liviu Cotfasă, spune ce teste susțin elevii, dar și care este parcursul lor educațional. Am continuat tradiția pe limbi străine, devenind din 2014 centru de obținere a competențelor lingvistice în limba engleză, și anume IELTS. Încercăm și pe Cambridge, începând de anul școlar viitor, ca să oferim 2 modalități. Suntem centru regional chiar de examene pentru limba franceză, și anume DELF-ul sau DALF-ul, depinde pentru începători sau pentru avansați, astfel încât cele 3 limbi străine sunt acoperite prin examene susținute în cadrul colegiului nostru. Deoarece la limba germană nu pot participa decât elevii noștri, accesul este restricționat doar pentru elevii care urmează cursurile specializării bilingv germană.
În schimb, la limba engleză și la limba franceză pot veni și elevi din alte unități școlare și chiar vin în fiecare an la testele care se organizează la noi în școală. La limba franceză chiar sunt și cursuri de perfecționare pentru elevi, astfel încât să nu aibă surprize la aceste examene. Seriozitatea este maximă. De când susținem aceste examene, nu au fost cazuri de fraude sau alte motive care să ducă la ridicarea dreptului de a fi centru de examen. Deci elevii bine pregătiți, într-adevăr, obțin diplomele respective. La germană, chiar în ultimii ani, doar 2 sau 3 sau chiar niciunul nu au obținut competențele respective din 25-30 de elevi care au participat. Aceasta deoarece am beneficiat în ultimii 6 ani și de un profesor german angajat la noi în școală, prin acordul PAŞ de care spuneam anterior. Și avantajul de a preda la clasă și de a interacționa cu elevii un vorbitor nativ de limba respectivă se vede și în rezultatele obținute de elevi. De asemenea, și pentru limba franceză în acest an școlar o să avem un asistent de limbă franceză care va sta la noi în școală timp de 3 ani pe un alt proiect pentru care am obținut această delegare a unui profesor francez. Ce folosesc elevii în general aceste certificate de competență lingvistică? Normal că fiecare elev obține la sfârșitul liceului un certificat de competențe lingvistice într-o limbă străină, dar aceste certificate cu recunoaștere internațională au avantajul de a fi recunoscute peste tot în lume, sunt permanente și certifică la o posibilă angajare sau la continuarea studiilor universitare stăpânirea limbii respective, astfel încât nu mai este nevoie să dea examene suplimentare pentru admiterea la facultate sau pentru angajare pe un post. Sunt examene serioase, normal că la fiecare limbă sunt și alte examene echivalente, dar de câte am înțeles de la colegii mei și de la reprezentanții ambasadelor respective, sunt cam cele mai serioase examene care chiar au recunoaștere peste tot și cei care posedă aceste certificate dovedesc într-adevăr că stăpânesc foarte bine limba respectivă. În ultimul timp se tot vorbește de educația cu accent pe elev și totodată de motivarea elevului să învețe. Cum motivați la Colegiul Elena Cuza elevii ca să aibă rezultate și să participe la concursuri, să reușească să-și acumuleze cunoștințele necesare? Da, dacă aș răsturna întrebarea, ca și la matematică cu metoda raționamentului invers, rezultatele dovedesc că îi motivăm și că și elevii noștri, la rândul lor, sunt motivați încă de când devin elevi la ciclul gimnazial, la ciclul liceal. Cei mici de ciclul primar sunt prea mici ca să povestim și despre ei deocamdată. Adică în ultimul an am ieșit pe primul loc pe județ la ca promovabilitate la examenul de bacalaureat, ceea ce dovedește că îi pregătim foarte bine pentru învățământ de masă, ceea ce este normal pentru o școală publică, iar pe de altă parte și la concursuri și olimpiade școlare avem al doilea număr de premii obținute la județ și la națională. Aceste rezultate dovedesc că pregătirea este una serioasă, colegii profesori depun tot efortul în acest sens. Avem într-adevăr și elevi care intră în clasa nouă cu medii destul de mari, dar nu așa de mari ca la colegiile vecine. Faptul că, într-adevăr, obțin rezultate foarte bune dovedește că pregătirea este una serioasă. Au schimbat metodele de predare? Asta vreau să completez. În ultimii ani au fost foarte multe cursuri de formare pe proiecte europene cu aplicare de noi strategii didactice și acestea, având în vedere și resursele materiale de care dispunem, au fost puse și în aplicare. La aproximativ jumătate din sălile de clasă avem videoproiectoare montate în sala de clasă, fixate în sala de clasă, cu ecran de proiecție retractil, astfel încât este ușor de prezentat anumite noțiuni altfel decât metoda rigidă care era, mă rog, până acum vreo 20 de ani, când elevii erau, nu știu, în ghilimele spus, mai docili și profesorul doar preda, elevul acumula și apoi trebuia să răspundă. În ziua de astăzi trebuie să stai mai mult de vorbă cu elevii și pentru motivație și pentru explicațiile aferente, să ți-i apropii și să folosești ușor, ușor și alte metode folosite des în țările occidentale, dar din proprie experiență pot spune că nu sunt
atât de eficiente pe cât se aud acele metode cu prezentări PowerPoint și videoproiectoare. Sunt utile, într-adevăr, pe anumite secvențe de lecție, dar trebuie îmbinate cu foarte multă dragoste pentru elevi și să căutăm să înțelegem elevii, deoarece și au problemele lor, timpul se schimbă și timpul lor personal devine din ce în ce mai mic și atunci, pe de o parte, nu trebuie să îi îngreunăm cu teme pentru acasă sau lucru suplimentar mare, să fie o comuniune, eu știu, între elevi și profesori pentru a fi în beneficiul amândurora până la urmă. Este parcursul educațional și parcursul profesional până la urmă al absolvenților Colegiului Național Elena Puzea. Normal că fiind un colegiu de prestigiu, cea mai mare parte dintre absolvenții de clasa a 12-a se îndreaptă către studii universitare. Deși poate părea ciudat, procentul de accedere la studii universitare nu este de 100%. Acum 2 ani a fost de 86%, anul trecut a fost de 90%. Un alt procent dintre ei urmează cursuri post-liceale, cam 4%, iar diferența până la 100% ne apare nouă de evidențe ca ne continuând studiile. În realitate nu este chiar așa. Unii dintre ei, o mică parte, se și angajează, dar restul nu au fost admiși la facultatea unde au dorit și atunci mai stau un an acasă pentru a se pregăti pentru facultatea respectivă. Normal că depinde de opțiunea fiecăruia. Unii aleg să continue facultatea a doua ca opțiune, urmând ca după un an să încerce din nou la prima opțiune, dar acel procent care nu continuă studiile, destul de mic, de altfel în jur de 6% să zic, rămân să se pregătească pentru a accede la facultatea dorită în anul următor. De asemenea, ca și specializări, deși eram liceu de filologie, în ultimii ani, ultimii 20 de ani aș putea spune, s-a cam schimbat raportul între umanist și real. Ca număr de clase, aveam 5 clase pe profil umanist și 4 clase pe real, iar ca absolvenți de clasa 12-a ce urmează studii universitare, în anul 2016, 35% s-au orientat către facultăți umaniste și 65% către facultăți reale. Acum 2 ani, în 2015, raportul a fost cam egal, 50% către universități umaniste și 50% către reale. De asemenea, și absolvenții de clasa 8-a, o mare parte dintre ei, cam 40%, rămân să-și continue studiile tot la Elena Cuza, restul optând pentru frații Buzești, cei mai mulți și colegiul Ștefan Odobleja, având în vedere că totuși învățământul gimnazial se adresează tuturor elevilor și acolo nu sunt selectați. Dar și cei mai buni elevi din gimnaziu rămân să continue studiile în cadrul liceului.